Recolta de floarea soarelui și de porumb ar fi putut fi mult mai mare chiar și în condiții de secetă. O spun specialiștii de la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția din Bălți. Potrivit acestora, în agricultura din Republica Moldova, de cele mai multe ori solul este prelucrat în exces, lucru care duce la compactarea lui. Acest fapt face ca apa din precipitații sau de pe urma irigării câmpurilor să provoace eroziuni. Specialistul mai spune că, în general, trebuie să renunțăm la prelucrarea excesivă a solului. Aici cum ar trebui, adică să refuzăm de arătură, să lăsăm resturi vegetale la suprafața solului, natura nu lasă solul bun, ce noi îl dezbrăcăm permanent, îl arăm, îi pare că e frumos. Potrivit specialiștilor, la noi în țară irigarea se face chiar și atunci când solul are rezerve de apă. Dacă e secetă, noi folosim irigare, dar deseori noi avem excese de apă. Atunci avem eroziune. Noi cu irigare putem să distrugem fertilitatea solului mai mult, pentru că obținem roat mai mult din cauza că se mineralizează mai intens materia organică din sol. Deci, dacă avem irigare, trebuie să avem neapărat lucernă care îmbogățește solul cu materie organică și să introducem îngrășământi organici. Specialiștii din agricultură vin și cu soluții pentru a menține solul calitativ. Necesitatea schimbării structurii suprafeței în sămânțare, necesitatea reîntoarce lucernă în solament, e absolut foarte importantă. Respectarea solamentului și totodată reîntoarcerea viteritului, reîntoarcerea viitor mari cornute, care ne permit să asigurăm un circuit de energie și nutrienți în cadrul gospodăriei, fiindcă viitele mari cornute folosesc culturile forajere lucernă ca masă verde, ca hrană, produc gunoi de graș care se întoarce înapoi în câmp. Excesul de preparate fitosanitare utilizate pe câmp de agricultori nu întotdeauna este o soluție. Cea mai bună practică este asolamentul, lucru care nu e prea folosit în țara noastră. Cea mai mare problemă care este întâlnită la noi în agricultură asta este lipsa asolamentelor în general. Aici avem floarea soarelui cultivată în asolament după grâu de toamnă. Situația este destul de bună, în cazul dat este fond nefertilizat, dar reieșind din aceea că premergătorul este cu un termen de recoltare de vreme, apa în sol a reușit să acumuleze în perioada după recoltarea culturii până la semănatul florii soarelui. Tot specialiștii recomandă conservarea solului. În primul rând trebuie să ne bazăm pe practicile agricole de conservare. Conservarea solului și folosirea rațională a apei, adică acumularea apei din sol mai eficient, așa ca agricultura conservativă. Cu alte cuvinte, noi trebuie concret la cultură, dar minimizăm lucrarea solului. Prognozele Serviciului Hidrometeorologic arată că în rezultatul analizei condițiilor agrometeorologice aride, roada medie de floarea soarelui pe țară în acest an va fi de la 1 tonă până la 1,3 tone pe hectar, iar cea de porumb va constitui de la 1,2 tone până la 1,7 tone pe hectar, cu peste 50% mai puțin decât în ceilalți ani.